Înainte de a merge mai departe, toate și cele vă bune. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să îmi prezint punctul de vedere. Cu mare drag. Înainte să domnească pacea în belciugatele, aici avem un pictor, domnul Adrian Salomia, care... Ce-i asta mai aici? Cristi, preparatul ăsta este făcut special pentru tine. Aici avem o ruladă din pulpe de curcan umplute cu legume. O dăm acum la cuptor. Vom face un orez de la marocan cu curcumă. Punem niște fulgi de migdale, alune prăjite. O nebunie. Și o sălățică, că trage, a început să se ia lumea de noi, că am făcut burtă. Nu e, domnule, adevărat. Camerele astea de vină, că noi suntem, de fapt, foarte subțiri. Mai durează mult, că nu mai am mai rând. Deci eu nu mai pot. Da, luăm pauză, stimați telespectatori. După pauză avem și Mihai Albu. Înțeleg că mai devreme din regie că ne-ar fi sunat Amalia. Da, Amalia este? Hai să ne lămurim definitiv situația. Amalia este acum, după cum ne-a cerut, într-un drept la replică, la replica domnului Sergiu. Poate ne-am opri, dar hai să vedem despre ce e vorba. Bun găsit, Amalia, te ascult. Bună ziua, foarte succint. Domnul nu este în etate, are 50 de ani. Domnul a mai încercat și a mai făcut alte videouri în care eu aș fi o presupusă agresoare, pentru că el este un editor de videouri. El practică acum, împreună cu alte persoane, susțin campania electorală a șefului de post, pe care, repet, l-am denunțat pentru că fiul lui consumă droguri și este pe surse distribuitor, iar ei locuiesc chiar în cadrul locului acolo unde este șefia poliției, deci chiar unde are loc consumul. Doi la mână, eu nu am niciun fel de implicare politică, chiar am foarte multe cereri la primăria din Belciugatele neaprobate, cu care nu sunt în litigiu, dar să știți că imediat mă voi apuca și de acest lucru, pentru că dumnealor nu vor să-mi dea drumul la niște documente. Mai mult, sunt depuse petiții la primăria din Belciugatele pentru ca eu să fiu izgonită de pe proprietatea mea. Încă un lucru foarte important. Sunt cetățean al comunei Belciugatele din anul 2021, ceva de genul, 2011. Deci de peste 13-14 ani. Nu mi-a dat nimeni nimic, nici măcar nu am avut vreodată ceva de împărțit cu cineva. Dar, asta nu dă dreptul nimănui să mă bată la colț de stradă și să premediteze prin anunțuri de hărțuire și de incitare la violență pe pagina de Facebook, fapt pe care l-a făcut însuși șeful de post, acest domn care va da declarația, dar el nu poate să dea niciun fel de interviu pentru că nu lasă domnul de știm noi cine, faptul că mă va împușca și că toată lumea trebuie să ia aceste informații pe care le dă pe grupul de Facebook, un grup de Facebook făcut special pentru această comună Belciugatele, pentru a incita la ură. Am peste 80 de plângeri penale pentru incitare la crimă, la hărțuire și la violență împotriva mea depuse la poliția din Belciugatele, toate clasatele. Am 5 dosare penale deschise la aceeași unitate de poliție din comuna Belciugatele, toate clasate, cu mărturia agresorilor. Totul este înghețat acolo pentru că, așa cum vă voi demonstra și puteți să verificați la un simplu search pe internet, din Ufănesc Droguri se confirmă faptul că acest individ este consumator și presupus distribuitor de droguri. Pe mine nu m-a deranjează decât faptul că eu sunt acolo de ani și ani și ani, iar foarte mulți cad în problema lor de campanie electorală, ceea ce ar trebui să le fie rușine, pentru că să știți, să dai într-o femeie nu există nicio scuză. Iar la nivel european există un cod roșu de agresiune împotriva femeilor și imediat se duc în pușcărie. Și mai menționez încă un lucru, culoarea mea politică este total opusă de cea a celor. Numai internetul o putea opri pe Amalia. Haideți că... Deci culoarea politică o poate... Este total opusă a Amaliei. O să vedem exact despre ce e vorba. Am primit foarte multe mesaje aici în care sunt foarte multe amenințări. Da, Amalia, 30 de secunde, te rog frumos. Voi vă
mulțumesc pentru dreptul la replică. Voi solicita din partea CNA-ului, să știți, toate televiziunile care au dat acest subiect cu incitare la violență împotriva femeilor să fie luate la puricat, pentru că nu este corect într-o societate civilă, domnul Cuculi știe foarte bine, să inciți la violență. Și vă mulțumesc încă o dată că ați dat dreptul la replică amândouă. Repet, eu am o vârstă de 40 și ceva de ani. Faptul că fac live-uri pe TikTok sau pe orice platformă, sunt personaj televiziv, fac și tot felul de acțiuni, sunt problemele mele, nu interesează pe absolut nimeni. Iar faptul că domnii incită și vin și își beau cafea la mine în poartă împreună cu un grup de săteni, incitând și spunând că cine vine la agresiune și la bullying primește o cafea din partea casei, asta este din cauza faptului că acolo este ceva putred în menținerea ordinei și liniște publice din partea acelor autorități polițienești. Mulțumesc foarte mult, Amalia Belantoni. După scurtă pauză revenim cu alte subiecte. Mihai Albu va veni aici povestind ultimele lucruri din viața lui, unele foarte amare, altele mai dulci.